Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității. Spectacol de înaltă clasă în această seară la Metropola TV. FMI ne-o dă cu dedicație, ce anume, mustrarea. E incredibil ce reproșează experții instituției financiare internaționale autorităților guvernamentale din România. Revoltător! Dezbatem subiectul într-un dialog spumos cu furtunoasa și exploziva Monica Tatoiu. Un nou val de plecări din țară. Riscăm să dispărem ca națiune în circa două decenii. Detalii imediat. Îi stă Mircea Joană ca un os de pește în gât lui Marcel Ciolacu, aflat pe teritoriu american. Acesta din urmă l-a atacat pe liderul sondajelor de opinie din România, chiar în fieful marilor săi susținători. A început marele război? Cine va ieși învingător din confruntarea Ciolacu-Joană? Comentăm în direct. Intrăm într-o eră din ce în ce mai periculoasă. Știați ce experimente înspăimântătoare au mai realizat oamenii de știință? Dacă nu, vă informăm noi în câteva momente. Putin câștigă războiul? În timp ce astfel de vești proaste vin chiar din presa americană, Zelenski e acuzat în propria țară că a mințit. Nu ascundem niciun detaliu de telespectatori. Adevărul imediat. Bill Gates îi concurează pe Nostradamus și pe Baba Vanga. Aflați de la noi ce schimbări vede miliardarul în curând în viețile noastre. Tot în această seară vă spunem și ce profeții însoțesc anul 2024. Nu ratați o ediție care vă va ține lipiți de ecrane. Ei bine, doamnelor și domnilor, întoarsă de nici două zile sau de două zile, Monica Tatoiu, sâmbătă seara, este într-o mare formă, așa cum spuneam noi, furtunoasă și explozivă. Bună seara, Monica Tatoiu. Bună seara. Bună seara, domnilor. Cer scuze dacă o să spun niște lucruri care n-ar trebui să le spun, care n-ar trebui să le spun ca să vorbesc corect, nu ca domnul Ciolacu. Mi-a fost dor de voi. Mi-a fost tare dor de voi. Și spuneți-ne și niște lucruri pe care n-ar trebui să le spuneți. Dar nu, că sunt obosită, știi că este ca și ea care... Nu trag pe nas, dar sunt obosită, că sunt 6 ore diferență. E aproape la fel, da, diferența de fus orar. Deci dacă o să spun ceva ce are o să deranjeze, să știți că este de la jet lag. Da. Bun, hai să vedem ce este până la urmă. Sfatul Fondului Monetar Internațional pentru România. În traducere e cam așa, taxați mai mult pe aia mici, nu mai taxați băncile. Atenție la salarii și la câți munciți. Bun, cam asta ne spune, și-a scris nemulțumirile Fondul Monetar Internațional într-un raport, după modificările fiscale anunțate de guvern, însă ceea ce li se pare multora revoltător e faptul că FMI-ul atrage atenția guvernului că s-a luat de marile corporații și de bănci, la modul... Chestia aia cu 2%? Și... Da, așa, și că ar trebui să înăsprească regimul micro-întreprinderilor. Da, pentru că micro-întreprinderile reprezintă o contrapondere... un culoar de fugă pentru oamenii care nu mai suportă prețurile imense din marile lanțuri de magazine. Care, e vorba între noi, câte produse românești sunt în marile lanțuri. Da? Și e o problemă. Că scăderea puterii de cumpărare nu-i numai la noi. Noi o simțim mai rău că la noi suntem mai săraci. Dar în Germania e la fel, în Franța e la fel, unde am venit eu. Cresc prețurile, în America e la fel. Și atunci, ei nu vor... Dacă ai un competitor, nu poți să ai monopolul și să faci tu ce vrei. Și atunci scoatem competiția, IMM-urile, micii producători români, ca toți banii să vină către ei. E normal. Bun, pentru mine ca român și ca jurnalist care și-a propus de la început... să meargă pe calea echilibrului și a adevărului din perspectiva asta, mi se pare revoltător. Odată că nu cred în aceste majorări, în aceste
în creșterea taxelor, nu cred în efectul benefic din punct de vedere economic. Dar niciodată taxele așa? Crescute da. Nu generează venituri mai absolut. Mari și creștere economică. Niciodată. Generează inflație pentru că scade consumul, crește inflația. Este foarte simplu. Scade puterea de cumpărare. Scade puterea că domnul, de cumpărare. Domnul Coș a avut, am fost la o emisiune și a avut dreptate. Deci inflația nu e echivalent cu scăderea puterii de cumpărare. Nu. Că inflația, la inflație sunt și bombele alea de le facem noi sau avioanele de le cumpărăm pentru să ajutăm democrația din Ucraina. Și acolo toate facturile intră la PIB și pe... Da. Scăderea puterii de cumpărare se referă la ce cumpără românii. Românii dau 80% pe mâncare, taxe și traiul de zi cu zi. Și utilități. Și utilități, da? Acolo inflația, acolo creșterea prețurilor, dacă o iei numai pe bucata aia, e vreo 20%. E rău. E groaznic. Și dacă te uiți la Cehia, cu care am vorbit cu cineva, în Cehia mâncarea este extraordinar de ieftină. Până și în Guadeloupe, unde am fost eu, unde vine mâncarea cu vaporul din metropolă, da? E mai ieftin decât în România. Unde? Pentru că există monopol. De ce există monopol? Că nu mai producem noi. De ce nu mai producem noi? Că prețul este mare la energie, că îi zăpăcesc pe că săracii ăștia care mai fac o roșie, un ardei, o nu știu ce, porcii, bai omor, ba nu-i omor, bai boie, bai n-ai voie, vine pesta de nu știu care, vine gripa de nu știu ce și cumpărăm zburătoare din congelul american ca până 90. Deci, până și un om care nu se pricepe la geopolitică înțelege că băieții au probleme și vor să ne exporte nouă problemele lor. Da, mi se pare incredibil. M-am uitat cât de cât la modalitatea în care Fondul Monetar Internațional comunică cu alte țări. Dar cine-i fondul ăsta? Păi, nu știu, nu înțeleg. Sigur că revolta mai merge până acolo încât eu aș considera că după o astfel de remarcă a experților Fondului Monetar Internațional... Cine-s copiii? Eu i-aș concedia, nu i-aș mai băga în seamă. Na. Nu, da. Numai că nu i-ai... Deci, hai să și m-aș întoarce împotriva lor cu toate mijloacele pentru toate tâmpenile pe care ni le-au impus. Bun, n-ai ce să faci. Da. N-ai. Bine, e complicat. Nu. E foarte complicat. N-ai ce să faci, pentru că ai un guvern. Dar cum să-ți permiți? De tem... Nu, să nu folosim. De... Templieri. Așa, exact. Templieri. Exact. Templieri, da? Păi, care n-a făcut în viața lui 10 bani. Nu un dolar. 10 bani. Dintr-un leu investit. Și problema este că și băieții și fetele alea de la Banca Mondială și de la Fondul Monetar Internațional sunt din ăștia. De s-au dus la Ivy League, au studiat la Harvard, la Princeton, la nu știu care, Stockholm School of Economics, London School of Economics, în care matematică, probabilități, mai puțin. Acolo e cu... sociologie... Ideologie multă. Ideologie multă, spălați pe creier, că... Sunt exact ca ăia care îi găsești pe la Big Four. Să nu spunem că ne iau ce ne au, da? Big Four sunt ăia care îți analizează ție catastiflele înainte, dacă ești listat la bursă și funcție de decizia lor urci sau cobori valoare. Toți sunt spălați pe creier. Toți. 20, 30, 25, 40 de ani au targeturi. Și gândesc exact ca și calul ăla cu... Am lucrat cu ei. Să nu mai e niciun fel de jenă în a comunica public față de o națiune întreagă, față de mediul ăsta privat din România, care încă e coloana vertebrală acestei țări și... Din ce în ce mai... Da, din ce în ce mai subțire și mai labilă această coloană vertebrală. Dar să nu mai e nicio jenă față de acești oameni, câteva milioane care țin încă România asta pe linia de plutire și să-ți permiți genul ăsta de măsuri și mesaje diferite în raport cu entitățile străine sau marile corporații. N-ai și ce bănci. Face, Mădălin. Mie mi se pare ceva de incredibil, inimaginabil. Deci în momentul în care tu ești... Nu faci decât să le dai dezarmat. Adică te plângi la un moment dat, la mediul politic mă refer. Unii reprezentanții mediului politic și o parte a presiei care e arondată unei... Care e, nu, arondată, e plătită.
unor segmente ideologice. Te plângi că crește segmentul de extremă dreaptă în România din punct de vedere politic. Dar nu e extremă dreaptă. Nu există extremă niciunul. Pentru că extremă înseamnă să... Am văzut vreun act extrem făcut de ăștia. Au împușcat pe cineva. Aia înseamnă extrem. Au spus niște lucruri politic incorrecte din punctul ăsta. Deci te plângi că segmentul naționalist sau că, mă rog, sentimentele naționaliste ale populației și cele împotriva mediului clasic politic se năspresc și cresc. Și tu, ca Fond Monetar Internațional, îți permiți să vii cu aceleași, cu un discurs de ăsta disprețuitor și arogant și să dai niște sugestii guvernului român. Dar și fondul și Banca Mondială sunt la fel. Absolut incredibile. Deci cum poți să spui ce ați avut cu bănci și să vii cu niște explicații de alea super docte ca să nu înțeleagă nimeni? Ții minte criza din Argentina? Da. Când au spart? Ce Fondul Monetar a venit cu tot felul de tembelisme? Teutonisme. Da. Templierisme. Da. Da? Deci, ce s-a întâmplat acum în Argentina? Inclusiv săracii l-au votat pe unul care a zis desfințăm aia, că nu se mai poate. Dubios pentru că sincer. Argentina a ajuns în situația în care a ajuns datorită, din cauza, nu știu cum să o pun, a acestor țâșbâști care pe hârtie, în birouașe, îți dau niște indicații, ei n-au făcut o afacere în viața fără lor. Fără să țină cont de forme. Poftim? Fără să țină cont de realități. Nu, dar nu, deci în birou, unilateral, fără nicio legătură așa, cu realitate. Dar asta au distrus America Latină. Fondul Monetar. Peste tot unde au intrat, deci când vine fondul și te obligă, dar vine fondul în moment că e și vina noastră. Noi n-avem capital. Capitalul românesc ăla adevărat a fost până în 2000. Când băieții dă-n vechea gardă cu Bancorexul și blaștea așa și-au creat structurile lor, românul întreprinzător și-a deschis business-ul și-a făcut și-a fost și momentul în care capitalul ăsta canceros provenit din băieții din așa ca acum cu lanțurile și băncile a intrat în competiție cu capitalul ăla adevărat care, din care cărui cheag încă mai consumăm și au zis gata. Și atunci a început măcinarea. S-au introdus tot felul de remedii pentru că au nevoie de monopol. De ce au nevoie de monopol? Și în străinătate la fel. Că dacă ai monopol, ai costuri mici și profit mare. Deci în momentul în care există competiție, costurile scad și calitatea serviciilor, produselor crește. Asta înveți la orice și școală tehnică de economie. Da? Ori, ce se întâmplă acum în Europa, și au dreptate ăștia de dreapta, putinii sau cum le zic ăștia, ăștia au spus clar, nu mai vrem reglementări care distrug competiția. Că n-ai voie să zici de mamă, de tată. Dar vă dați seama cât de ridicol e, a ajuns Putin să fie reprezentant al ideilor de dreapta. Dacă zici de asta, că ești putinist. Da. Și, am eu mută, adică de putinist. Ideologia și propaganda a mers până acolo încât să mute reprezentantul unui sistem comunist, neoș și autoritar, cum este Putin, și al mafiei și megastructurilor secrete din Rusia, care nu o să fie niciodată de dreapta în sine. Un fel de cum să zic, monstru comunist reprezintă toată această încrângătură de rețele și structuri de putere de acolo. Și tot ce era de dreapta în Europa s-a mutat aproape tot s-a mutat spre stânga aia neomarxistă, neocomunistă și ni se trăim un film înfricoșător. Trăim un moment înfricoșător, înspăimântător, din care nu știm cum vom ieși. E clar dacă că e o luptă incredibilă. Am început să o citesc. Da, deci acolo sunt niște metafore. Da, bun. Unele... Niște metafore. Eu care sunt de matematică pot... Este exact ce se întâmplă acum. Domnule, da? Se produce în țarină, sunt doi. Unul va rezista, ăla care nu întoarce capul, se duce înainte, și ăla care dispare. Spre asta. Deci suntem, când acolo zice la un moment dat, în parcă în Apocalipsa după ea, că sunt doi în țarină sau doi pe nu știu unde, unul se salvează și unul dispare. Jumate. Jumat. Unii sunt buni și fac poame bune, ăia care fac poame proaste, tăiem și dat la gunoi. Războaiele astea și totul este
între două, tot e alb-negru, plus, minus. Deci nu există ponderare, nu există nuanțe. Ce a fost și în America cu ăia de la Capitoliu. Ori ești pro-Trump și atunci ești de dreapta, ești cu Putin, ești cu... S-a schimbat totul. Da? Ori ești cu ăștia de... Ori libertate fără responsabilitate. Culmea, și cei care pledau pentru toleranță au devenit intoleranți și nu mai acceptă... cei mai intoleranți. Nu mai acceptă nimic. Din tot ceea ce știam noi despre regimul de libertăți, s-a schimbat în 3-4 ani absolut tot. Da. Absolut. A început de și mult. Totul e propagandă și mega ideologie. A început din anii 60. Ok, dar în mod special în ultimii... Păi dar nu, că e proiect... 3 ani și ceva. E exponențial. Întâi au început cu țigările. Tată, n-ai voie să fumezi, că mori, că nu știu ce, bagă taxe. Acum în anumite țări vor să introduc, să scoată țigările de tot. Nu poți, tată. Porma a fost cu drogurile, porma a fost cu alcoolul, porma acum e cu benzina, cu motorina. Deci, de ce? Pentru că nu mai au bani. Adevărați, bani sunt pe piață, dar 30% din banii care circulă, că de asta vor să scoată și cash-ul, nu mai au acoperire. Sunt hârtie igienică. De asta e inflație. Că tu ai tot tipării bani, America mai, Federal Reserve, până la formarea băncii centrale europene, trecerea la euro, a apărut și euro, fac același lucru. Și tu tipărești bani. Datoria publică a crescut în permanență. Nu, tu tipărești bani, dar nu produci produse pe măsura banilor tipăriți. Și atunci, ca să poți să compensezi, crește prețul în banii aia de hârtie igienică al produselor care există pe piață. Și a mai venit și ăsta cu doamna Ursula, care e dreptate, Simion, ce a zis. A zis foarte bine. Trăim, Europa e în infern. Deci tu vrei dezvoltare economică, locuri de muncă, fără să ai costuri minime la energie. Păi normal că capitalul ăla adevărat, nu ăla de hârtie igienică, se duce acolo unde... Că capitalul trebuie... Noi nu avem capital. Am plecat de la Fondul Monetar Internațional. Deci, de ce? Noi ne împrumutăm. Noi trăim pe datorie. Toată lumea trăiește pe datorie. Dar unii pe datorie mai mare și alte pe datorie mai mică. Zicea Rubini că la nivel mondial, în 2022, este cea mai mare datorie publică și mai acumulată vreodată. Și mai... Da, stai puțin, că acum cu toată porcăria asta, cu Green Deal-ul, Am fost acum și am discutat cu niște oameni care sunt implicați în salvarea mangrovelor și peștilor și nu știu ce. Ei cu gurița lor mi-au spus, problema nu este sunt emisiile de gaze, de mașini și de asta. Problema o reprezintă supraexploatarea capitalului, ăla care este adevărat. Și marea problemă nu sunt emisiile de gaze. Sunt gunoaiele. Ai văzut vreo investiție în... avem legea asta cu... trebuie reciclabile, nu știu ce. Dar n-au făcut absolut nimic. Deci gunoaiele planetei sufocă mările, oceanele, apele, distrug păsările. Pentru că cine are profit din chestia asta cu peturi, cu nu știu ce? Marile lanțuri. Pe vremuri, știi cum era la țară la noi? Ești tânăr. La țară aveai o cană de ulei, de sticlă, aveai niște măsuri. Și te duceai la magazinul din sat și luai uleiul de la, inclusiv magiunul, venea în baxuri de genul ăia. Nu erau atâtea ambalaje. Nu erau gunoaie din haine, da? Din hainele vechi se făceau de-astea, covoare. Nu se arunca aproape nimic. Mâncarea se arunca la porci, creșteai porcul din porc. Se arunca foarte puțin. Cine a adus gunoaiele în satele românești? Lanțurile de magazine. Lanțurile de magazine. De asta m-a învățat și pe mine o babă. În toată lumea. Și în toată lumea. Să vezi cum este în satele. Era pădure tropicală, n-aveai drum, n-aveai nimic, dar aveai un nume de ăsta, în Franța, Express. Da? În jur, cântau cocoșii și găinile, nu știu ce,
Dar acolo înăuntru erau toate produsele pe care le găsești în metropolă. La prețul de metropolă, da? Pe banii care erau cumpărate cu bani din ajutoarele sociale din metropolă. Da? Deci, cine câștigă din această economie de exploatare a terei, sunt exact ăștia de-i vrei să-i protejeze fondul monetar. Băncile și marile corporații. Hai să o spunem pe dreapta. Eu nu vreau să ajung șefă pe la ONU ca Iohannis. Mie asta mi se pare totuși revoltător, faptul că își permit, și am avut discuțiile astea și presiunea din ce în ce mai mare asupra autorităților guvernamentale din România, își permit să vină cu această dublă măsură, ciumă pentru întreprinderile mici și mijlocii, ca și cum ar fi niște reprezentanți ai unui mediu infractorial. Sunt dușmanii lor. Așa? Și mumă pentru băncile și corporațiile străine din România. Deci, acolo... Se pare incredibil că fac asta pe față și am citit și eu explicațiile. Pentru că explicațiile experților femei sunt în niște coduri încifrate într-un limbaj ultra-tehnic. Asta învață la școală. Astfel încât presa să nu poată prelua decât foarte puțin din toată această poveste să explice publicul. Trebuie să citești. Stai o secundă. Tu nu poți să o faci. Da. N-ai lucrat într-o corporație. Da. La nivelul la care chestiile astea contează, că altfel dacă nu... respect ce trebuie, îți cad acțiunile la bursă. Eu am lucrat acum. Da? Eu am fost înăuntru. Ca să poți să te lupți cu ei, trebuie să fii făcut parte dintre ei. Și să... știi cum se spune? Și înainte de final, să, cum zice la Biblie, să zici, Doamne, iartă-mă, mă pocăiesc. Și Dumnezeu te iartă. Deci, numai unul care se pocăiește după ce a fost în lumea aia, în care nu există mamă, nu există tată, poate să înțeleagă și să se lupte cu ei. Din afară, deci, nu poți să o faci. Ne vom confrunta cu presiuni din ce în ce mai mari ale acestor organisme internaționale, evident, într-o perioadă extrem de complicată. Practic, pulverizarea mediului privat din România, întreprinderilor mici și mijlocii, ar însemna disoluția acestei țări, care și așa se confruntă, și am avertizat în privința acestui lucru, cu cel mai mare val emigraționist din ultima perioadă. Anul trecut s-a întâmplat ceva, pentru că oamenii au niște mecanisme psihologice și au informații, mai ales categoriile astea dinamice, încep să înțeleagă... Cei care pot să construiască. Exact, și încep să-și caute refugii. Și din nou s-a produs un declic și au plecat cei mai mulți români anul trecut, din ultima perioadă, ultimii nu știu câți ani, mulți ani. Asta spune Institutul Național de Statistică. Da. Și oamenii încep să simtă ăștia cu informații. Bă, se întâmplă niște chestii groase. Unde plecăm? Ne luăm bruma de avere sau ce am construit aici și pleacă the brains, pleacă, mă rog, creierul. Pleacă ăia care pot să construiască ceva. Exact. Și rămân doar cei care sunt la mila statului. Da. Și practic văd o creștere a valului emigraționist, nu că în Europa ar fi mai bine. Dar oamenii vor decide așa, peste noapte, aproape peste noapte, în regim rapid. Unde plecăm? Plecăm întâi în Spania, după aia vedem ce o face, că nu rămânem și în Spania. Rămânem acolo unde putem, mergem Spania, în Liechtenstein. Mergem în Liechtenstein, de exemplu, că acolo sunt două firme pe cap de locuitor în Vaduz, da? Și ne facem, ne mutăm firmele și sediile acolo. Ne luăm și fiscal, ne facem conturi, acolo ne mutăm tot. Știi ce caută? Că am stat de vorbă. Să zicem. Mulți o să facă așa. Nu. Totul trebuie ține și de modul în care tu ești obișnuit să trăiești. Că, de exemplu, eu, pe mine nu mă poți duce în chestii, Germania, Austria, Elveția, că nu-mi place. Nu, deci, poate să fie siguranță, dar să fiu nefericită toată viața când mai am de trăit, nu. Eu am nevoie de soare, de conversație, de mâncare bună, de savoir vivre, da? Nu mă pot, eu cu nemții nu pot. Și acum mă duc și la... Nici cu olandezii nu-mi plac. Da? Deci, încă o dată, trebuie să te gândești că vrei să fii fericit. Nu poți să fii fericit într-un sistem de valori cu care nu rezonezi. Bun, într-o lume nefericită. Dar unul care trăiește la Timișoara sau la Cluj, da, se simte bine la Hamburg și la München. Da, exact. Da? Eu care sunt mai balcanică, da, nu-mi place. Vedeți că Timișoara și Clujul sunt doi poli ai emigrației. Da, deci, bineînțeles. Bucureștiul iară, evident, dar Timișoara e la București top. Sunt și mulți oameni. Deci cred că populația reală cu toți ăia care lucrează pe aici. Vreo 3 milioane, cât? 3 milioane jumate. Cam atâta suntem. Da, da, uite, suntem într-un moment în care
în care, pe lângă faptul că ne pleacă, au început să plece din nou foarte mulți români din țară, vin ăștia de la Fondul Monetar Internațional încercând să sufoce, ca așa pare, fără să înțeleagă situația reală a întreprinderilor mici și mijlocii, sau făcându-se că nu înțeleg, sau aplicând ceea ce crede ei că este cel mai bine pentru România, dar asta nu va duce decât la distrugerea mediului economic. În același timp, crește numărul marilor bogați. Ascultă-mă puțin, Madalin. Da. Când a început când a început conflictul din Ucraina, nu știu cum să-l numesc, da? Erau 40 și ceva de milioane de ucrainieni într-o țară cu resurse în subsol și teritorii, mari. Agricultură. Când ai mașini GPS, roboți, îți trebuie atâta populație? Știi câți au mai rămas în Ucraina acum? 20. Chiar mai puțin. Că și eu cream 20. Am vorbit cu cineva, mai puțin. Nu, nu. Când ai o Românie care are gaze, uraniu, metale rare, îți trebuie atâta populație? Te-ai gândit la asta? Da. Atunci, și rămân aia care contează, și niște roboți, și așa, bătrânii la țară, din 100 de cartele de alea de ajutor, primesc vreo 20-80, se pierd pe drum, alea de la Uniunea Europeană. Deci, eu suspectez, pentru că satul românesc, eu am crescut la țară, și eu mi-a plăcut la nebunie, și satul românesc avea, pe vremea mea, acolo am învățat să fiu om. Da. Nu la oraș. Între babe, moși, ăia de, erau cu sapa, mergeam la prășit pe tutunul și așa mai departe. Deci de când luam vacanță până în 15 septembrie, eu eram în picioarele goale în țarină. Și mă gândeam, nu mai este satul românesc. Că atunci oamenii trăiau, aveau niște frigideri, n-aveau. Aveam în șpais, în beci, da? Pământ pe, eu am trăit cu pământ pe jos. Șpaisul, bucătăria, numai în dormitor aveam... Ții minte că bunica mea dormea pe podeaua de lut. Da, și noi, dar știi ce mișto se doarme? După un, da, știu. Am bătut făgărașul, am dormit pe la toate refugiile alea. Nu, se doarme foarte bine, nu te doare spatele. Absolut. Au distrus satul românesc. Ăsta a fost primul lucru care s-a întâmplat în 90. Și în momentul ăla este ca și cum distrugi... Care e cel mai important organ după mine din corp? Ficatul. Da? Distrugi ficatul, ai terminat tot organismul. Deci au distrus satul românesc. Și eu am suspiciune rezonabilă că nu numai la noi. Au făcut același lucru, au încercat să facă același lucru în tot estul Europei, după ce a căzut zidul Berlinului. Au încercat să o facă peste tot. Dar Polonia a fost regat, a dat un papă. Cehia, universitate la 1300, da? Ungaria, Ștefan cel Sfânt, da? Serbia. A fost regat. Bulgaria a fost regat. Ungaria a avut... Cehia, da? Singura țară în care... Că se vede clar, România e pe primul ultimul loc la educație, după ce a avut... Și mai are încă staruri, dar din punct de vedere al educației la nivelul poporului, la nivelul mediu, suntem mai rău decât în Africa. Că 40% trăiește la țară. Copiii anume la școală, ăia care n-au plecat părinții cu ei. Da? Deci eu am o suspiciune rezonabilă. Și aici ajung de la Fondul Monetar la Banca Mondială. În 1992... N-a spus aia. Da? No. Și n-am mai găsit documentul ăla. Deci a fost pregătit. În Rusia nu le-a ieșit. Ce, cu educația, știu. Da. Am vorbit asta, dar revenind... Deci este... Eu cred că e gândită. Suntem o țară prea bogată cu prea mulți oameni. Revenind la ce spuneați dumneavoastră, vă confirmă cumva Dian Popescu, pentru că, și o repet, pentru cei care n-au văzut acea emisiune, l-am rugat și puteți găsi pe YouTube, pentru că este fabuloasă. Aia e o emisiune care trebuie să rămână în arhivă cu orice preț aproape, pentru că a demonstrat în 70 de minute, pe baza resurselor reale pe care le avem... Agenția Resurselor Minerale... Exact. Ce ar putea face România în 5 ani și unde ar putea ajunge dacă s-ar dori?
Da, și atunci, dacă ne gândim la aceste resurse pe care le are România și la care unii încă nu pot ajunge din diverse motive în acest moment, ar putea fi asta o explicație pentru faptul că se încurajează plecarea românilor din țară. Eu asta cred acum, situația după ce am studiat ce s-a întâmplat în Ucraina. Și Mircea Joană și Marcel Ciolacu în acest moment o deplâng de parcă dintr-o dată au început să înțeleagă la nivel politic cât de gravă e situația. În același timp în care deplâng politicienii noștri plecarea românilor din țară, anul viitor vor veni mai mulți muncitori străini în România, care se vor stabili aici. Pentru că s-a acceptat din cauza lipsei și problemă de pe piața forței de muncă cu încă 40.000 în plus față de cât se permitea în fiecare an. Deci va fi jale. Bun, revenind, ajungând la Marcel Ciolacu și la Mircea Joană, nu avem cum să nu abordăm această problemă, poveste. De ce crezi că, ce crezi că se va întâmpla? Că eu am văzut interviul. Nu vă să întrebe dumneavoastră, o să-mi dau și eu cu părerea dacă nu, zi. Ciolacu l-a atacat pe Joană chiar în fieful lui, practic, pe teritoriul american. Interesant. Nu l-a atacat deloc în România și a părut că nu-l bagă în seamă, deși e clar ce se întâmplă între ei, dând o anumită perspectivă. A început războiul între Marcel Ciolacu și Mircea Joană. Este foarte interesant. Mircea Joană cu susținere americană puternică. Să nu mai folosim termenul american. Susținere democrată puternică. Democrat. Și este din un anumit establishment. Profil era americană. Bun, susținere americană. Că e important. Marcel Ciolacu nu cred că are o susținere republicană. Bun. Deci, l-a atacat pe teritoriul american și a făcut-o niște termeni foarte puțin eleganți. Păi așa l-au sfătuit consilierii americani. Bun, interesant atunci de ce. Că vreau să mă întreb. Deci, i-a zis așa lui Joană. Sau a zis așa și i-a transmis mesajul lui Joană. Eu nu cred că președintele României după 10 ani își dorește să fie... Nu asta. Ăla a zis că este depășit. E depășit, practic. Da. Că vine cu metode din anii 92-96 și că... Mă rog, România n-ar nevoie de un independent. Independent. Nu e pregătită societatea. Uite, asta. Nu poți să vii să ridici pretenții să fii viitorul președinte al României cu niște șmecherii ieftine. Din 92-96. România are o altă realitate, totul e schimbat. Orice îi spune despre Mircea Joană, dar nu poți să-l acuzi că e ieftin. Și nu poți să-l acuzi că vine cu niște trucuri de doi bani sau că... Plus că omul e în funcție la nivel înalt, adică nu poți să spui că e depășit. Încă o dată, chestia asta cu funcția lui Joană. Joană a fost un ministru de externe excepțional. Da? Dar nu a fost niciodată votat. Da? Când a fost aproape să-l bată pe Băsescu, a fost partidul care l-a băgat în urne. Mm-hmm. Da? Partidul ăla nu mai există. Și cât există din el, e condus de domnul Ciolacu. Mm-hmm. Asta e război. Nu e război. Da. Domnul Joană are susținerea unui anumite aripi din Partidul Democrat și o parte din establishment, care are un to-do list. L-am auzit pe șeful domnului Joană, domnul Stoltenberg, da? Care l-au tot păstrat ca pe sfintele moaște, cu pandemia, cu războiul din Ucraina și mai departe, care a transmis ce interese reprezintă el. El este cel care reprezintă interesele americane pentru federalizarea Europei și ne-a spus acum 2 zile, clar, trebuie să avem o armată europeană care să fie finanțată prin producție centralizată de armament în Europa. Adică nu fiecare, Franța face ce vrea, Suedia, nu știu care. Trebuie la nivel central. Ce s-a mai făcut la nivel central? Cu cașcaval. Achiziția de vaccinuri. Care este al doilea domeniu din lume unde se face militar? Farma și armament. Haideți, medici. Și domnul Joană face parte din acel segment din America. Marcel Ciolacu? Marcel Ciolacu
S-a dus el sărăcuțul, de la văzut fără cravat, așa, s-a dus el așa, genul, the American way, nu cu pălărie, nu cu, the English way, nu, no. A dus și a pus acum, nu știu, o insignă, cum să te duci fără cravată în costum, dar el este very popular, așa. Cred că se va întoarce, în plic, cu Joana pe cap. Mai puțin, interesant. Deci, practic, s-a dus ca să fie informat... Ca să, nu, s-a dus să susțină cauza că nu-l vrea pe Joană, că dacă îl bagă pe Joană în urnă partidul, sub conducerea lui, e clar că pierde partidul, pierde tot. Da? S-a terminat. El, având probleme deja, să treacă Carpații. Bă, vizita, presupun că a fost aranjată de ceva timp. A fost aranjată... Acum, știi ce se întâmplă? Partidul, că el a zis o chestie și m-am amuzat, își halește liderii, PSD-ul, și a halit liderii. Deci cum îl simte că e? El nu controlează încă partidul. Ciolacu nu trece Carpații, nici nu trece de Argeș. El controlează partea asta, Buzău, Galat, Brăila, Moldova, ceva. Dar el nu controlează Transilvania. Nici în fieful lui Olguța și Stănescu nu prea are el. Adică îi țâțâie puțin ceva când se apropie de zonele alea. Da? Deci el are nevoie să vină și să spună, băi, mă susțin americani. S-a dus și în Israel. Am susținere externă. S-a dus și în Germania, de a vrut să vină soldații germani să ne apere de ruși. Nu se pricepe, face dezacorduri. Dar americanii iubesc astfel de personaje pe termen scurt. Deci în America trebuie totul pe bani. Mai puțin. Deci Ciolacu se duce ca să ca să susțină că nu-l vrea pe Joană. Să-l scoată pe Joană din cărți, dar el și atacă în America, da, așa, dar pe fieful Joană. N-are instalație necesară. Și va primi, va fi uns nu, de către nu, americani? Nu. Să se va spune... E prea slab. Ai avut un mandat... E prea slab. Un punct, poate să-i dea un pix, nu o șapcă, un pix, o insignă, da? Și el să vină fericit, să zică, bă, tată, m-au ales. Dar și formă... Deci, e ca în... Discutam de corporații? America e o corporație mare, da? O să-l folosească, ca mai văzut de ăștia. Și când nu o să mai folosească, o să-l halească partidul. Foarte simplu. N-are față de lider. Că el nu poate să treacă Carpații. Stați un pic. Fața ca față. Nu. Față nu. Metaforic. În sensul de atitudine. Nu. De... N-are... Anvergură. N-are anvergură. Anvergură. Știu că la asta mă referam și eu. N-are instalații de lider. Dar totuși, faptul că și-a permis să-l atace pe Joană, care în acest moment are o susținere destul de puternică... Că nici oamenii din spatele lui Joană nu controlează tot în America. Și să-l acuze că vine cu trucuri ieftine, cu șmecherii ieftine de 92-96, ceea ce nu e adevărat. Nu știu cine îi plătește consilierii aia americani. Care consilieri americani? Arată că, cel puțin din punctul lui de vedere... Genul ăsta de discurs și de atac, acolo ar putea avea un anumit tip de succes la establishmentul american. Adică ne putem trezi cu Marcel Ciolacu întronat. Nu. Și postura de viitor președinte al României. Sau va primi la un moment dat o mutare în plic? Se întâlnește cu Blinken. Te retragi și lași pe Joana președintele partidului. Nu, poate să fie Joana președinte și el continuare prim-ministru. Și asta se poate. Dar se întâlnește cu Blinken. Deci cine s-a întâlnit cu Blinken... A avut probleme. Deci Blinken este ca și Borel. Deci... Să nu te întâlnești cu Blinken că... Nu știu, Blinken... De ce ziceți asta? Austin nu mai puțin, dar Blinken pe unde s-a dus? Și când a fost în Israel... Deci nu m-a călcat în străchiri. Și l-a ajutat și pe urmă și Biden. Da? Deci, există în Partidul Democrat o fracțiune care nu-l iubește nici pe Biden, nici povestea cu Ucraina, care își dau seama că America pierde din asta, da? În Partidul Democrat. Ceea ce e adevărat, conform sondajelor, conform unor analize. E, eu cred că el se bazează pe faptul că o să-i atragă de partea lor, mai ales că Biden va pierde alegerile, sigur, da? Numai că el nu înțelege
că nu e vorba de Biden și de fracțiunea lui. E vorba de acolo unde-s banii. Și unde-s banii? Ăia îl plac pe Joana. Joana e mai capabil, din punct de vedere al americanilor, să facă ce trebuie pentru profit, da, decât nenea asta care nu prea le are cu procentele, cu de-astea, că nu, nu, el e un om, poate pe la nivelul ăla de un covrig, o aspirină, da. Dar nu... Poate a făcut progresești, Marcel Ciolacu. Nu, da. Nu, deci încă o dată să spun. Poți să tai 70.000 de antrenori. Dacă tu n-ai musculatura și sistemul osos de naștere, nu poți. Te duci la sală două luni, faci mușchi și dacă stai două săptămâni pe bară, te întorci la origini. Asta e problema cu Ciolacu. N-are față de lider. Nu poți să-mi pui păstări alături de Iliescu, de Năstase, de tot, inclusiv de Stănescu. Deci dacă îi pui pe ăștia doi împreună, n-are față. Deci, și mi-asum. N-are ce să-mi ia băi de la bicicletă. Că am zis că spun prostii în seara asta. N-are față. Așa cum n-are față Ciucă. Încă o dată, să nu se înțeleagă că e trimitere la nu este, fizică. Nu, încă o dată. Bănuiesc că băieții ăștia de la CNA au mai făcut niște studii de limba română. Da? Vorbim nu, de față, nimicii, să nu se numește față comercială. De anvergură, dumneavoastră vă referiți la n-are, carisma nu, deci nu, nu. Cea mai bună dovadă, l-ați văzut pe Marcel Ciolacu prin Transilvania, acolo unde mai am niște... Domnul Dângu ăla, are el, da, PSD Transilvania. Îl puneți pe domnul ăsta alături de profesori stânga în Transilvania, este formată din intelectuali. Mai mult sau mai puțin vertical. Dar sunt intelectuali. Și Ioan Rus. Da? Păi, se vede. Trebuie să se supere. Trebuie să mai treacă vreo două, trei generații de oameni școliți în zona asta ca să poată să stea la egalitate. Și asta se vede afară. Și apropo de... S-a descurcat foarte bine cu omul lui Iohannis de la Washington. Da, golănește. Da, golănește. E frumos, de bine. S-a salvat. Dar reverberațiile sunt golănește. Și asta o să-l coste. Asta e părerea mea. Poate n-am dreptate, dar de obicei am dreptate. Nu știu dacă Ciolacu... M-am mai fi președintele. Ziceți că Joana va învinge în povestea asta? Mai, totul depinde... Trebuie să fie o concluzie. Acum, știi ce se întâmplă? Decât cu... E o vorbă la români. Decât cu prostul la câștig, mai bine cu deșteptul la pierdere. Dacă este să vină unul de stânga, mai bine, Joana. Da, dar să nu spuneți că lasă cu prost pe Marcel Ciolacu. Nu, nu, e înțelepciunea poporului român. Deci, era inevitabil. Deci este nu. Este o vorbă românească, nu în sensul rău al cuvântului. Deci, decât să câștigi cu nepriceput, un incompetent. Dar vorba românească, românul e născut poet, face versuri pe closet, ce vrei. Eu din înțelepciunea populară citesc, am zis că am crescut la țară. Da? Deci, între un incompetent care să-mi decidă viața, incompetent. Un analfabet funcțional în materie economică. Procente, chestii de astea. Da. O să vezi la buget. Da. O să vezi ce buget va fi. Acolo va veni. Și Joana, care eu l-am cunoscut în perioada, am fost cu el în campanie electorală. Și l-am cunoscut în perioada în care era ministru de externe. Nu, are ștaif. Are... Umbros. Da. E... Ci când te duci să te întâlnești cu unii la nivel internațional, se uită, te-ai tăiat unghiile, ai folosit periuța cum trebuie, te-ai ras, nu miroși. Da? Asta este, asta e relația internațională. Nu merge cu golăneli. Și totul e pe bani. Mircea Joan la asta se pricepe. Deci dacă e să vină PSD-ul la putere... Ați văzut cu cine s-a măritat fata? Poftim? Ați văzut cu cine s-a măritat fata lui Joan? Bravo lui Măsa. Bravo, că nu e, nu e el. De, singura mea problemă cu Joana, că ca și om politic, are față de un politic de stat mare, da?
e prea apropiat de democrați. Și dacă se schimbă puterea la Washington, depinde ce vrea establishmentul. Pe de altă parte, bine, știm foarte bine care sunt realitățile românești, a venit cu un discurs național. Dom'le, ce facem că ne pleacă românii, trebuie să-i atragem. Joana? Da. Trebuie în sfârșit, săracul de el. Dacă nu-l bagă în urne, dacă nu trece, deci nu, eu am fost pe lângă pe aia. Nu, dar dacă se hotărăște că trebuie să-l bage în urne, o să-l bage PSD-ul în urnă. O să-l bage. Eu cred că cu această chestie se întoarce Ciolacul de la Deci a fost chemat ca să totul să-i se facă imagine, da, dar dumneavoastră vedeți o mazilire aici. Mazilire, neapărat. Deci nu merge. Deci dacă partenerul strategic actual, condus actual de domnul de democrați, hotărăște că domnul Joana e cel mai bun, vii tu de la Buzău. Adică să-i spui partenerului... Se face o concesie în maniera în care, ok, nu o să ieși din scenă urât. Vii aici, arătăm că ai intrări. Te-ai întâlnit cu Blinken. Nu ți-am dat o șapcă, ți-am dat o insignă sau ce ți-am dat. Dar, scuză-ne, mutarea noastră este Mircea Joana, aici. Așa noastră. Cred eu. Așa credeți că se va întâmpla. Sau Marcel Ciolacu este surprinzător de bine susținut și inteligent și mult mai posibil decât credem noi și se va întoarce învingător. Deci nu e Greta Thunberg. Nu. Greta săraca e o proiecție a unui sistem, e o creație. Nu. Greta a făcut primul milion. Ce milion? De dolari. Asta e altceva. Asta e altceva. Nu. E da, a fost un copil. Și face agenda. Copil ales de un grup pentru a reprezenta niște interese. Încă o dată, Ciolacu nu va fi președintele României. Și nici președintele partidului multă vreme. Pentru că ori nu-l acceptă pe Joana. Cât a spus? Și pierde. Așa? Ori îl acceptă pe Joana și, va fi și pierde. Deci cât este... a fost plecată? Sau. Cât a fost plecată? Într-o zi de luni, dacă nu mă înșel, acum vreo 2 săptămâni, am lansat această poveste în spațiu public, da? Anunțând că există, se pregătește, se aude că Mircea Joana putea fi candidatul PSD la viitoarele alegeri prezidențiale. Pe de altă parte, Marcel Ciolacu lasă să înțeleagă că un independent nu va avea niciodată cam Mircea Joana. Ei nu va fi independent. Independenții nu pot fi băgați în urne. Asta e altceva. Bun, deci mai degrabă vedeți reîntoarcerea lui Mircea Joana. Dacă iese... Deci cum s-ar putea întâmpla asta? Dacă se hotărăște... Își dea demisia peste noapte Marcel Ciolacu? În funcția de președinte al PSD? Nu, nu. Face congres? Nu. Îl susține pe independentul. Adică el nu candidează și îl susține pe independentul Joana. Păi, ține minte cum a fost cu Sorin Oprescu, când a candidat independent la București și a luat în fanfar. Cum a fost cu candidatura independentă al succesului la... Deci, ETS-ul are o experiență, mai ales acum cu inteligența. Domnul general Gurmaz ne-ar fi ajutat mult. Deci, ETS-ul și inteligența artificială... Da. Au evoluat de timp, da? De timp au evoluat deci mult. Nu. Joana e de export. Da. Deci nouă ne trebuie un președinte pe care să-l folosim ca un produs de export. Ții minte pe vremea lui Ceaușescu, când toamna se făceau târgurile alea la Romexpo și noi muream de foame, aveam reparat. Și erau acolo produsele noastre de export, de la pantofi, la mâncare, la nu știu ce. Joana e produs de export. Ciolacu nu e. Îmi pare rău că am lucrat de mult în nu e de export. Iohannis era mai prezentabil, dar până s-a dezbrăcat de caracter. Nu, Joana are mult mai mult caracter. Nu. Eu îl știu. Numai că trebuie băgat în urnă. Și dacă se hotărăște că trebuie, partenerul strategic ne va ajuta. Mircea Joana, având această relație destul de bine condurată cu Statele Unite și nefiind un personaj cu care republicanii nu pot vorbi. Păi a fost ambasadorul nostru în Statele Unite și unul bun. Asta zic, nefiind un personaj cu care americanii nu pot vorbi pentru că a fost susținut de democrați, ar putea fi totuși, la cum îl cunosc eu și spun asta poate în premieră, genul de personaj care se spună tot timpul da, yes, acestor grupuri... Dar va ști să facă și... ceva pentru România. Din acest punct de vedere,
E un reprezentant al sistemului care încă mai crede că România merită o soartă mai bună. A fost făcută altă școală. A făcut altă școală și alte vremuri. Interesant. Acum problema este că s-a schimbat PSD-ul între timp. PSD-ul s-a schimbat. Că nu mai este PSD-ul lui Năstase, cu intelectualii ăia, cu Dan Ioan Popescu. E un PSD mai fără cravată. S-a schimbat, totul s-a schimbat, apropo de România, apropo de lume. Este dacă aia. Noua Zeelandă le-au interzis telefoanele mobile în școli. Aia e foarte bine. Pentru că gradul de analfabetizare a populației a crescut enorm. Deci, da, nu, dar iar în Finlanda, unde aveau tablete, sau în Finlanda, sau nu știu, Suedia, au reintrodus caligrafia. Că scoarța aia, partea aia de scoarță, nu s-a dezvoltat și rămân de ăștia analfabeti funcționali. Fără creier. Da, dacă nu văd poze, filmulețe, nu înțeleg nimic. Și nu înțeleg. Interesant. Ne întoarcem după pauză. Există o confruntare în acest moment, se pare, lui Bill Gates cu Nostradamus, cu Baba Vanga. Bill Gates, ce zice inteligența artificială? Bill Gates, IT-istul, vaccinistul, agricultorul, s-a transformat, se transformă în permanență. Știți piesa aia cu Jana n-a murit, Jana se transformă. Asta e Bill Gates, de fapt. Se poate aplica și lui Bill Gates. Și acum e profet. Ce profețește Bill Gates după pauză, aflăm imediat. Vorbim și despre, foarte interesant, o analiză de Economist care ne anunță că Putin pare să câștige războiul. Dacă The Economist spune că pare Putin să câștige războiul, e groasă. În același timp, Zelenski ataca la el în țară. Ne întoarcem în câteva momente. Discutăm și de tunelul ăla de la aruncat în aer și au supărat pe chinezi? Vorbim despre toate, da. Rămâneți cu noi, explozii, artificii după pauză. Ne revenim imediat.